Cu entuziasm și energie, echipa STPT a pornit luni într-o călătorie prin țară, în căutarea de doritori care să se alăture pe trasele din Timișoara și zona periurbană. Claudiu Borza, imaginea campaniei de angajare, este la volanul caravanei alături de tinerele Adriana și Diana în această aventură a angajării. Prima oprire a fost ieri în Reșița și Caransebeș, iar marți de dimineață s-au aflat în Herculane, urmând a poposi la Orșova și Drobeta Turnu Severin. Campania noastră are o misiune deosebită: identificarea persoanelor care doresc să se orienteze spre Serviciul Public de Transport Timișoara și cooptarea în echipa STPT în vederea reducerii deficitului de personal de bord cu care ne confruntăm, pentru a asigura o creștere a frecvenței unităților pe liniile din oraș și pentru a oferi un serviciu de transport public de înaltă calitate, avem nevoie de aproximativ 150 de noi conducători de bord. Dacă dorești să faci parte dintr-o echipă dedicată și să contribui la îmbunătățirea transportului public, te invităm să ni te alături. Împreună putem transforma călătoria zilnică într-o experiență plăcută și eficientă pentru toți locuitorii orașului, transmit reprezentanții STPT.